Elevii din Comuna Strejești vor învăța în condiții mult mai bune. Primăria va implementa 3 proiecte ce vor duce la creșterea gradului de siguranță al elevilor. Clădirea școlii din comună va intra într-o serie de reparații atât la exterior cât și în interior. Pe acoperiș vor fi montate panouri fotovoltaice ce vor duce la scăderea costurilor la energia electrică. Valoarea acestui proiect se ridică la 14.000 de lei. Pe componenta 10 se face anveloparea școlii, se schimbă instalația de încălzire totală, se va schimba pardosala și se va face tot exteriorul la școală. Fotovoltaice pe școală pentru reducerea consumului de curent. Totodată, prin PNRR, școlile vor fi dotate cu aparatură modernă și echipamente IT. Ambele școli vor fi dotate cu tablete pentru toți elevii, laboratoare pentru ambele școli și dotări cu birotică. Ne-a fost aprobat la nivelul școlii proiectul pentru dotarea cu mobilier și aparatură modernă în cadrul proiectului PNRR, componenta C15. În urma aprobării și procesul nostru educativ va fi aliniat cerințelor actuale. Sperăm noi să reducem absenteismul, abandonul școlar, să îmbunătățim calitatea educației. Digitalizarea este foarte importantă în zilele noastre și atunci această dotare, atât cu mobilier cât și cu aparatură modernă, va răspunde nevoilor actuale ale educației. Un alt proiect ce va fi implementat vizează transportul elevilor. Școala se află pe lista celor 35 de localități ce vor primi autobuze hibrid pentru transportul elevilor.